Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Noi asfaltări în comuna Dofteana. O nouă școală a fost modernizată și reabilitată în orașul Stațiune Comănești. Alegeri locale și europarlamentare fără incidente. Primarul comunei Dofteana Ioan Bujor continuă seria asfaltărilor în comuna pe care o conduce. Astfel, recent a fost asfaltat un nou tronson. Despre ce este vorba, aflăm chiar în minutele următoare. Ce continuă lucrările de asfaltare, ce se întâmplă? V-aș spune de la început așa. Continuăm lucrarea asta de asfaltare pe o lungime de 280-300 de metri lungime și 5 metri lățime. Este un drum care face legătura cu drumul principal al satului Bogata. Mă refer drumul principal pentru că am achiziționat acest teren de la o persoană fizică în urmă cu un an de zile și în condițiile astea le-am trecut în inventarierea domeniului public, le-am trecut în inventarierea domeniului public și are categoria de folosință drum, de utilitate comunală și în aceste situații am fost nevoiți să luăm avizul de la drumurile naționale să putem ieși cu intersecția în baza legii. Așa, vom asfalta astăzi primul strat, ieșim în drumul național, dar să vă spun, acest drum face legătura cu drumul principal a satului Bogata, deci drumul principal a satului Bogata, întrucât nu avea ieșire absolut deloc. Deci vom intra pe partea asta sau pe partea alaltă și intrăm și ieșim. Deci fluidizăm circulația inclusiv în sat, pentru că în urmă cu câtva timp am avut cândva un incendiu aici mai sus, în satul Bogata, și s-au blocat toate mașinile de pompieri întrucât nu puteau să mai iese să realimenteze mașinile cu apă. Am gândit lucrul acesta, m-am consultat și cu oamenii, cu cetățenii din acest sat, inclusiv cu Consiliul Local, și în situația asta lucrurile vor merge normal, pentru că sper ca până pe data de 15-20 iunie să se circule normal, vom face inclusiv acostamentele, preluarea apelor pluviale, amenajarea intersecției cu regulă dalată și tot strictul necesar pentru a putea să circule în bună siguranță. Un drum de maximă utilitate realizat, am zis, cu bani de la bugetul local, face legătura cu un drum asfaltat pe Angel Salini. Sigur că da. Drumul asfalt, deci să vă explic, satul Bogata atât au avut în anul 2022-2023 doar două străzi, strada Băltei și strada Canton, care au fost afectate de inundațiile care au fost din 2018 și până în prezent, și în situația asta rămăsese celelalte drumuri care nu erau modernizate. În baza contractului pe care l-am încheiat cu Ministerul Dezvoltării și a finanțării obținute de la acest Minister al Dezvoltării, prin programul Angel Salini am asfaltat toată Bogata, inclusiv consolidarea marurilor abrupte de pe strada Privighetorii, acolo unde am făcut gabioane ecranate. Ecranate înseamnă, adică și betonate, inclusiv pe fund și în lateral. Cu alte cuvinte, continuă lucrările. Mai sunt de asfaltat străzi în comuna Dofteana, domnule primar? Da. Aș putea să vă spun, sigur, mai sunt de asfaltat străzi în comuna Dofteana. Sunt în jur de 7-8 până în 10 străzi în satul Hăgheac și satul Ștefan Vodă. Aceste două sate sunt și au fost mai vitregite datorită faptului că acolo este proiectată canalizarea de către cei de la Crab Bacău și în aceste condiții nu ni s-a permis ca să modernizăm, deci să modernizăm, să asfaltăm aceste 20 de străzi, maximul 20 de străzi în întreaga localitate, mă refer, dar Hăgheacu și Ștefan Vodă au în jur de 7-8 străzi care însumate e aproximativ 5-6 km maximum. Nu era o problemă pentru bugetul local, nu era o problemă pentru proiectele. Am făcut proiectul și stau și mă uit la el, întrucât anul acesta, 2024, după toate promisiunile făcute de cei de la SC Crab Bacău, care vor începe lucrările, ei spun așa, cel târziu 1 sau 15 septembrie. Dar, tot acolo în Hăgheac și satul Ștefan Vodă, vom începe lucrarea cu aducțiunea sau înființarea sistemului inteligent de gaze în toate cele 7 sate ale localității și primul sat care vom începe în Hăgheac. Deci nu va fi un confort, va fi un mare desconfort
întrucât ne apucăm de săpături, după ce te apucăm de săpături pentru gaze, introducem conducta de gaze în baza proiectului și a normativului respectiv, după care așteptăm canalizarea în luna lui septembrie și după introducerea canalizării, atunci vom asfalta în urmă. Până atunci nu ne dă nimeni aviz și cei care merg la ora actuală, da, este campanie electorală și explică altceva oamenilor decât ceea ce trebuie, deci eu le spun oamenilor și îmi cer scuze pe această cale, pentru că nu era o problemă efortul bugetului local să putem asfalta, nu ni s-a permis datorită faptului că noi trebuie să introducem canalizarea și aducțiunea de gaze prima dată. Cei care se duc, se duc și promit, dar oricine sau indiferent cine va fi primar din toamna anului 2024, mai întâi trebuie să introducă gazele și canalizarea și apoi să vină cu asfaltarea. Repet spunând, asfaltarea o vom face după canalizare și după introducerea aducțiunii de gaze, dar proiectul este făcut și nu este o problemă pentru finanțare, că putem să ducem treaba la bun sfârșit. Scuze încă o dată pentru aceste două sate, pentru aceste două câteva străzi care sunt, dar ele vor fi asfaltate cel târziu până în anul 2025, când vom veni în urma canalizării și în urma aducțiunii de gaze. De ziua învățătorului, de la ora 9, școala gimnazială Liviu Rebreanu din Comănești și-a deschis porțile după un amplu proces de modernizare și reabilitare. La eveniment au fost Ligia Deca, ministrul educației, Mircea Fechet, ministrul mediului, deputat Cătălina Ciofu, subprefectul Jitaru Narcis, profesor inspector general adjunct Ida Vlad, inspector general adjunct Lavinia Misăilă, inspector Mocondoi Daniela și un numeros obor de preoți, oficialități locale și județene. Și nu în ultimul rând, părinți și elevi, dar și cadre didactice. Onorați invitați, dragi colegi, elevi și părinți, echipa managerială a școlii, formată din director Șișca Maria Laura și director adjunct Pădureanu Carmen Ionela, vă urează bun venit la școala gimnazială Liviu Rebreanu în această zi de mare sărbătoare. Alături de domnul primar Viorel Miron, primarul orașului Comănești, ne onorează cu prezența doamna Ligia Deca, ministrul educației. Domnul Mircea Fechet, ministrul mediului. Doamna deputat Cătălina Ciofu. Domnul Jitaru Narcis, subprefect al județului Bacău și fost elev al școlii. Doamna Ida Vlad, inspector general adjunct al ISJ Bacău. Doamna Misăilă Lavinia, inspector general adjunct al ISJ Bacău. Doamna Mocodoi Daniela Cristina, inspector la învățământul primar al ISJ Bacău. Domnul Ciobanu Adrian, viceprimarul orașului Comănești, comandanța structurilor MAI, ISU, Jandarmerie, Poliție, director ai școlilor din oraș, consilier local. Pentru sfințirea școlii avem alături de noi un sobor de preoți coordonați de m-ați auzit, da? De Părintele Prepeliță. Astăzi, pentru școala românească, este o zi specială. 5 iunie, ziua învățătorului, iar pentru noi, comunitatea noastră, este o dublă sărbătoare. La mulți ani, dragi învățători, și bine ați venit într-o școală nouă! Acum 43 de ani, în 1981, aici s-a ridicat o școală nouă cu numele de școala numărul 10, cu doar 6 clase și 13 cadre didactice. În 2003, școala a primit numele de școala gimnazială numărul 7, iar din septembrie 2011 a devenit școala gimnazială Liviu Rebreanu Comănești. Și fără falsă modestie, a rămas tot o școală de nota 10.
datorită muncii susținute a colectivului de cadre didactice și a colaborării strânse cu părinții și comunitatea locală. Avem astăzi 27 de clase de elevi și 3 structuri arondate. E minunat și în același timp impresionant să duci mai departe crezul înaintașilor și să te poți ridica la nivelul așteptărilor. Lumea este în continuă mișcare. Ne dorim tot ce e mai bun, ne dorim o școală ca afară. Și iată că astăzi dorința a devenit realitate și proiectul o certitudine. Datorită domnului primar Viorel Miron și a echipei pe care o coordonează, intrăm astăzi într-o școală complet reabilitată și dotată cu echipamente de ultimă generație. Și toate acestea doar într-un an și 3 luni. Mulțumim foarte mult pentru efortul depus tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect. Vom continua să menținem numele școlii de nota 10 pentru a onora efortul înaintașilor și a tuturor celor care astăzi ne primesc cu urarea de bun venit într-o școală nouă. Iată că a venit și ziua aceea când ne aflăm astăzi pentru a intra pentru prima dată în această școală renovată la cele mai înalte standarde. Și iată că dacă au fost discuții că nu se va termina, că, mă rog, tot felul, cu ochii noștri vedem astăzi că tot ceea ce ne-am propus am și realizat. Nu vreau să vă țin, vreau să numesc microfonul doamnei ministru, pentru că este cea mai mare onoare pe care o putem avea astăzi, să fie alături de noi ministrul Educației. Mulțumim frumos, doamnă! Bună dimineața și la mulți ani de ziua învățătorului! Este o zi absolut superbă și este o zi minunată în același timp pentru a vedea atâți copii și atâți părinți și atâtea cadre didactice cu toții entuziaști ca o nouă școală. O școală pe care înțeleg că o așteptau de mult și pe care au venit astăzi într-o zi liberă altfel, o zi de sărbătoare a sistemului educațional, să o vadă. Am intrat și eu puțin și am văzut cât de bine este realizată lucrarea. Arată, aș zice, mult mai modern decât multe școli pe care le-am văzut în interiorul marilor orașe și pentru asta aș dori să felicit pe toți cei implicați, pe domnul primar, pe domnele director, pe cei care au realizat construcția. Cred că este excepțional că avem școli bine dotate, spațioase, luminoase și mai ales eficiente energetic. Școlile, iată că devin astăzi pionieri în ceea ce înseamnă sustenabilitatea, pentru că astăzi este și ziua mediului, nu este doar ziua învățătorului. Rămân impresionată de pasiunea cu care autoritățile publice locale care au înțeles importanța copiilor pentru viitor investesc în infrastructura școlară și nici eu îmi doresc să vă țin mult pentru că cred că abia așteptat să vedeți cum arată școala. Nu doresc decât mult succes, îmi doresc să vă bucurați de ea, îmi doresc ca orice nevoie aveți să fie adresată și de către domnul primar care este unul dintre primarii destoinici care investesc în școală și cred în școală și își bazează comunitățile și dezvoltarea lor pe școală. Și să mulțumesc tuturor celor care au făcut această bucurie ca de ziua învățătorului să împărtășesc cu dumneavoastră minunea unei școli noi. Așa cum ne aducem aminte, Spiru Hareț a dezvoltat tot ceea ce înseamnă rețeaua actuală de școli românești. La mulți ani și să vă bucurați de noua școală! Încep prin a-i mulțumi doamnei ministru Ligia Deca pentru că a ales să sărbătorească ziua învățătorului în județul Bacău, în Comănești, aici, acasă la dumneavoastră. E o zi cu dublă semnificație. Sărbătorim nu doar ziua învățătorului, ci și ziua mediului. Și în calitate de tată, cu 2 copii la școală, dar și în calitate de ministru al mediului, mă bucur să aflu că această școală este eficientă energetic, mă bucur să aflu că această școală are panouri fotovoltaice pe acoperiș și povesteam doamnei ministru în dimineața aceasta că într-un studiu am citit atunci când am decis să finanțăm eficientizarea energetică a școlilor, dar am citit ca cei copii
care învață în condiții bune, în căldură iarna, sau care nu suferă de temperaturi ridicate în timpul verii, au și o performanță mai bună la școală. Așadar, vă felicit, domnule primar, pentru această investiție. Vă felicit pentru faptul că ați înțeles că așa cum se spune, așa cum arată școala astăzi, așa va arăta mâine țara. Sunt foarte încrezător în legătură cu modul în care va arăta mâine Comăneștiu și județul nostru și România, uitându-mă la astfel de școli nou reabilitate. Așadar, dragi copii, dragi dascăli, la mulți ani și vă urez mult succes, deși mai e puțin timp până la terminarea anului școlar. Să aveți note bune! Spectacol inedit în Dofteana, pe scena special amenajată în centrul de agrement din Comuna Dofteana, copiii talentați ai localității au avut oportunitatea de a evolua. În fața unui public numeros, format în special din părinți și bunici, cei mici s-au întrecut în a-și demonstra abilitățile artistice. De altfel, primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor, a mulțumit copiilor, dar și părinților și a felicitat public pentru dăruire și implicare. Citeam într-un documentar din care reiese faptul că în anii 1920 a fost sărbătorit pentru prima dată ziua copilului doar în Turcia. Apoi s-a extins până la urmă pe toată raza și pe tot globul pământesc. Pe data de 1 iunie se sărbătorește ziua copilului în tot mapamondul. Noi am sărbătorit anul trecut, în anul 2023, pentru prima dată. Anul acesta suntem la a doua ediție și mi-aș dori să nu ne oprim aici, pentru că parcul pentru așa ceva l-am făcut, pentru cei care sunt și doresc să tragă o gură de aer curat, rarefiat, poate să vie în parcul de agrement aici, în Dofteana, care se află la confluența satului Larga cu satul Dofteana. Printre altele, aș vrea să vă spun că Unitatea Administrativ-Teritorială, ca de obicei, a fost atentă să pregătească pentru toți copiii și pentru toți care sunt participanți astăzi această scenă, care este doar numai un sfert din scena cea care am obținut-o pentru un proiect european odată cu inaugurarea Cămilului Cultural din satul Bogata. Am pregătit tot ceea ce e posibil, trambulină, două leagăne pentru copii, în plus de ceea ce era anul trecut, reabilitarea și amenajarea împrejmuirii, reabilitarea și amenajarea celor grătare care le vedeți dumneavoastră în spatele dumneavoastră și tot ceea ce a fost posibil, inclusiv fântâna arteziană, care este dedicată și a fost pentru toți copiii din localitatea noastră și nu numai. Doresc cu această ocazie de 1 iunie să spun tuturor copiilor la mulți ani, nu numai din Dofteana, din întreaga planetă, să fie sănătoși, iar dumneavoastră, părinților, care v-ați învrednicit să aveți grijă și să aveți poate chiar și întreținere acești copii, să fiți și dumneavoastră sănătoși la fel și să aveți puterea și capacitatea de așa natură să-i purtați în școli și să le creați toate posibilitățile legale de așa natură, acești copii, să înțelegem cu toții că vor fi cei care ne urmează pe noi în următorii ani, cei care vor conduce școlile, cei care vor conduce primăriile, cei care vor conduce aparatul de stat în întreaga țară, deci ei sunt viitorul nostru. Cu această ocazie și eu astăzi împlinesc 16 ani de când am fost ales la administrația publică locală cu votul majorității cetățenilor din Dofteana, da, vă mulțumesc. Deci astăzi la orele 22-23 am fost ales și s-a pronunțat biroul electoral de circumscripție pentru prima dată pe numele meu și am devenit primar și sunt deocamdată primar. Printre altele, Unitatea Administrativ-Teritorială, împreună cu aparatul de specialitate, ne-am îngrijit de așa natură să avem în dotarea noastră pentru copii o înghețată, un suc și alte bunătățuri specifice copiilor noștri și uitați că Dumnezeu a poruncit de așa natură să avem și o vreme cât se poate de frumoasă, ca acești copii să se simtă bine astăzi, iar Brândușa o să vă spună în continuare, vor fi niște jocuri pentru copii, niște concursuri de așa natură specifice copiilor noștri, ca ei să se simtă bine inclusiv astăzi, inclusiv acest weekend, pentru că mai au și ei câteva zile sau săptămâni chiar
și vor intra în vacanță. Aș vrea să vă informez că acel proiect pe care l-am obținut noi, Primăria Comunei Dofteana, împreună cu Școala Scadar Login din Dofteana, și am fost sponsorizați cu un număr de 250 de biciclete prin Asociația Pastel București și au fost împărțite pe criterii care le-a stabilit Asociația Pastel împreună cu Școala Scadar Login la toți copiii din localitate, dar tot această Asociație Pastel împreună cu doamna profesoară Țifrea, care este cetățean de onoare ai Comunei Dofteana, a obținut un alt proiect care astăzi 20 de copii se află la mare, în Mamaia, acolo unde sărbătoresc Ziua Copilului, prin acest proiect pe care l-a adus doamna profesoară Țifrea împreună cu conducerea Unității Administrative Teritoriale Dofteana. Vedeți? Cine dorește dintre cartele didactice să acceseze un fond, cine dorește să depună eforturi, rezultatele deja se văd. Bine ar fi ca toți cei care sunt în învățământ, atât primar cât și tot gimnazial, fiecare dintre ei să acceseze un funduleț dintre ăsta european sau altfel guvernamental sau local, de așa natură să ne creăm bunele condiții copiilor noștri. În continuare vă doresc tuturor celor care sunteți participați și nu numai, inclusiv copiii care se află acasă și din motive nu au putut ca să fie astăzi alături de noi, le doresc la mulți ani tuturor și să dea Domnul să fim sănătoși, ca de acum într-un an să ne întâlnim în aceeași formație, așa cum suntem, sau din ce în ce mai mulți. Nu știu dacă cineva credea în acest proiect, parcul care se află amplasat pe 10.000 de metri pătrați. Acest parculeț a fost accesat un fond european de către aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Dofteana, condus de mine personal. În momentul când l-am făcut, nu era podul peste râul Trotuș, unde merge în satul Larga. Nimeni nu credea, spunea toți și mă criticau pe unele rețele de socializare, că acest parc nu este eficient, că este la o anumită distanță față de centrul localității și multe critici de acest fel. Uitați, odată cu noi a crescut toți arbuștii, toate plantele, iar împreună cu Consiliul Local am hotărât ca în fiecare an să îmbunătățim și să venim cu un plus de fiecare dată de câte 20 de plante, fie indiferent de care ar fi, că vedeți, avem tei, avem brad, avem molid, avem brad argintiu, avem mesteacăr, avem salcâm sub forma bulgărilor de zăpadă și așa mai departe. Aștia sunt un plus față de ceea ce a fost prevăzut în proiectul european. În urma analizei realizate la nivelul structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne în județul Bacău cu privire la modul de îndeplinire a misiunilor desfășurate în contextul alegerilor europarlamentare și locale, atât în timpul orelor de votare, cât și pe parcursul nopții după închiderea secțiilor de vot, a fost menținut același climat normal de siguranță și legalitate, care a caracterizat întreaga perioadă electorală, fără să fie înregistrate incidente grave pe zonă de ordine publică. Angajații Ministerului Afacerilor Interne ne-au asigurat intervenția operativă la toate sesizările, privind nerespectarea legii, acționând cu obiectivitate și profesionalism în fiecare situație, indiferent de persoanele implicate. În ziua alegerilor au fost sesizate 35 de incidente, din care 8 posibile infracțiuni legate de procesul electoral. Dintre acestea, 6 nu s-au confirmat, iar la acest moment, 5 sunt în curs de verificare. În ceea ce privește frecvența faptelor sesizate, 24,5% făceau referire la continuarea campaniei electorale, 21% la fraudă la vot, iar restul pentru alte fapte. Au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 3.200 de lei și 4 avertismente. În cadrul acțiunilor desfășurate în trafic în ziua votului au fost verificate peste 500 de persoane și aproximativ 400 de vehicule, fiind aplicate 120 de sancțiuni contravenționale și constatate 4 infracțiuni. Peste 1.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizați sâmbătă și duminică la nivelul județului Bacău pentru a asigura climatul de ordine publică și protecția secțiilor de vot, transportul materialelor electorale și a dosarelor cu rezultatele votării, precum și a verifica sesizările cu privire la comiterea unor fapte ilegale. Datorită bunei organizări și a mobilizării exemplare, structurile Ministerului Afacerilor Interne la nivelul județului Bacău și-au îndeplinit obiectivul principal de a asigura desfășurarea acestor alegeri în condiții de siguranță, pentru ca cetățenii să-și poată exercita dreptul liber constituțional la vot. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Marți 11 iunie, vremea se menține extrem de caldă pentru această perioadă. Maxima zilei ajunge până la valori de 31 de grade Celsius, iar pe minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius. Miercuri 12 iunie, vremea se menține caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 27 de grade Celsius. Pe seară, izolat, pot să apară averse scurte de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.